Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Gemenii vor fi foarte surprinși de schimbările care îi așteaptă în iunie. Trebuie să ieși din zona de confort, să sacrifici ceva valori și să încerci lucruri noi. În viața personală, totul poate fi confuz. Există multe secrete și mistere în jurul tău, multe dintre ele vor fi dezvăluite luna aceasta. În iunie, gemenii tipici vor trebui să fie pregătiți pentru schimbări majore în viață. Mulți reprezentanți ai zodiei vor risca să înceteze vechile legături, contracte sau contacte, și nici măcar nu se vor teme să sacrifice ceva pentru a simți din plin energiile reînnoirii. În plus, Mercur, patronând gemenii cu mai multe fațete, revine din nou în mers direct. Asta înseamnă că în iunie anumite transformări nu pot fi evitate. Din fericire, majoritatea schimbărilor vor fi pozitive. Este posibil ca la începutul verii să apară noi oameni de încredere în jurul tău. Și de asemenea, o mână de ajutor îți poate fi întinsă de către tovarăși de încredere și oameni cu gânduri asemănătoare, persoane de rang înalt și una dintre noile cunoștințe. În orice caz, mediul tău va avea un impact pozitiv asupra imaginii evenimentului din iunie. Principalul lucru este să-i apreciezi pe cei pe care te poți baza a priori. La urma urmei, acum energiile solare puternice îi vor înzestra pe gemenii cu o încredere de neclintit în sine. Dragoste, în relațiile amoroase, trebuie să lucrezi la încredere. Îți bănuiești prea mult partenerul și, după cum se dovedește, din motive neîntemeiate, vor fi dezvăluite câteva secrete care te vor pune într-o poziție dificilă. Mulți gemeni vor fi dezamăgiți de cealaltă jumătate. Dacă relația ta a supraviețuit cu greu mult timp, atunci este mai bine să o închei acum, fără a-i oferi o a doua șansă. Cuplurile căsătorite se vor confrunta cu o criză. Poate că ți se pare că nu ai viitor. Problemele vor interfera constant și enervant. Pentru a vă apropia și a vă împăca, încearcă să petreceți mai mult timp împreună. Lucrul împreună pentru a rezolva problemele vă va ajuta să recâștigați încrederea unul în celălalt. Întâlnirile prietenoase pot strica relația dintre soți, așa că ai grijă când planifici astfel de evenimente. Sănătatea. Gemenii trebuie să monitorizeze cu atenție cavitatea bucală. În iunie, problemele cu dinții și gingile se pot agrava. Pot apărea pulpită, boli ale gingiilor sau inflamații ale gingiilor. Dacă se efectuează întreținerea preventivă zilnică, atunci consecințele triste pot fi evitate. Atunci când alegi produse de îngrijire orală, bazează-te pe opinia profesioniștilor. La începutul verii, orice transformare va avea succes pentru tine. Schimbarea va aduce beneficiu atât stării fizice, cât și celei morale. Dacă simți o defecțiune, atunci îndreaptă-te urgent spre un spa. Schimbul de energie în timpul unei sesiuni de masaj îți va aduce beneficii. Și pentru viitor, învață să te relaxezi. Găsește timp să te relaxezi, indiferent cât de ocupat ai fi. Acordă o atenție deosebită calității somnului. Banii. Gemenii vor avea o sarcină dificilă. Va fi nevoie de mult efort și timp pentru a rezolva. Va trebui să cauți abordări extraordinare pentru a finaliza o afacere mai rapid. În mod neașteptat pentru tine, într-un moment dificil, va veni un asistent. Este posibil ca evenimentele importante programate pentru începutul lunii iunie să nu decurgă conform planului. Dacă vrei să faci totul, va trebui să sacrifici timpul personal. Acordă o atenție deosebită problemelor financiare. Mulți vor dori să facă o alegere grozavă. Astrele sunt de partea ta, totuși, consultă-te cu cei dragi. Este mai bine să planifici alegerea de bunuri imobiliare pentru a doua decadă a lunii iunie. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!